19 echipe de experți în domeniul sistemelor de garanție din cadrul companiei internaționale Tomra, fiind responsabilă pentru România și alte 8 țări din sud-estul Europei. Are o experiență de peste 15 ani în domeniul reciclării și al managementului deșeurilor și a contribuit la dezvoltarea unor soluții inovatoare de colectare separată a deșeurilor de ambalaje și a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, implementate în 36 de județe din România. Dânsa este alături de noi pentru a răspunde la următoarea provocare. Cum arată dinamica hărții SGR-urilor în Europa la zi? Care sunt ultimele modificări, etape, provocări din procesele de implementare altor alte țări? Și am apreciat foarte mult, doamna Mihai, să ne ținem cu toții de cele 7 minute alocate. Vă rog să luați cuvântul. Bună ziua din nou și mulțumesc, mă voi strădui. Aș dori să încep cu un răspuns scurt la întrebarea ce tocmai a fost adresată lui Hermes, legată de magazinele mici. Cred că trebuie să schimbăm un pic optica și să gândim altfel. Nu de la ce putem excepta, ci de la ce putem optimiza. Cred că această experiență a celorlalte state de peste 5 decenii în implementarea sistemelor ne oferă astăzi soluții chiar și pentru magazinele mici. Și, de exemplu, acum, dacă mergem în Germania, în Norvegia, o să vedem acele magazine cu suprafață redusă care totuși preiau aceste ambalaje pentru că timpul alocat acestei operațiuni de a prelua ambalajul și de a returna garanția clientului este unul foarte redus. S-au produs pași uriași în optimizarea proceselor logistice, așadar se poate face. Întrebarea este cum poate fi adaptat la planul nostru local, însă soluții sunt și se pot dezvolta într-un alt cadru mai restrâns. Cum spuneam, îmi revine deosebită plăcere să vă vorbesc astăzi despre dinamica hărții SGR-urilor în Europa și dacă până acum aveam acea hartă clasică cu cele 10 state care au implementat un program de garanție, din ianuarie avem 11 state pentru că ultima țară care s-a alăturat acestui tip de programe este Slovacia. Și aș dori să-mi spuneți dacă se vede pe ecran partea grafică, dacă vedeți harta pe ecran. Tonița, dacă faci expunere dispozitiv, se vede pe tot ecranul. Faci un click pe... Se vede bine acum? De văzut se vede și așa. Hai să continuăm. La mine apare full screen, nu știu de ce nu apare la dumneavoastră, dar oricum nu sunt detalii extraordinare, ci pur și simplu este harta pentru a vedea cele frumoase 11 țări care au un sistem de garanție implementat. Și cum spuneam, cum vorbeam de dinamică și am menționat și Hermes mai devreme, fără să vorbim între noi, sunt o mulțime de alte state care au luat o decizie politică, printre care și România, și momentan chiar asta fac, dezvoltă cadrul legislativ de implementare pentru sistemele de garanție returnare. Vorbim aici de 13 state, inclusiv de state din afara Uniunii Europene și dacă stăm să ne gândim că o motivație principală pentru aceste state este legislația europeană și toate obiectivele ambițioase recent menționate, e un driver, e un trigger pentru o astfel de decizie. Iată că sunt și state care nu au această presiune și totuși aleg să implementeze un sistem de garanție, tocmai pentru că eficacitatea sa a fost dovedită și nu pe perioadă scurtă de timp, ci pe parcursul a decenii. Și aici avem Turcia, avem inclusiv vecinii noștri din Moldova se gândesc să implementeze un sistem de garanție returnare, întâi pentru ambalajele de băuturi returnabile, apoi pentru cele de unică folosință. Așa cum spuneam, sunt o mulțime de țări care simultan se gândesc sau își reglează acum cadrul legislativ pentru implementarea sistemului și din perioada în care ne găsim până în 2025-2026, cred că avem vreo listă de vreo 23-24 de state. Pe de o parte, ne bucurăm extraordinar de tare că o mulțime de cetățeni europeni vor avea acces la astfel de programe moderne și totul va deveni facil, reciclarea cu ghilimele de rigoare va fi la îndemâna tuturor. Pe de altă parte, ar trebui să ne și responsabilizeze, să ne gândim cu mare atenție la pașii care vor urma și să optimizăm extraordinar de mult procesele, pentru că fiind atât de multe țări care discută simultan, automat pot apărea și sincope în procesul de implementare. Și dacă tot vorbim de aceste sincope, bineînțeles că de la
idee la, de la concept la implementare, apar tot felul de întrebări, provocări pe care alte state înaintea noastră le-au discutat și slavă Domnului că avem această oportunitate de a învăța din greșelile altora. De la cele mai simple, de unde luăm camioane, avem capacitate logistică, implementăm sistemul ăsta, dar cine o să ne care deșeurile astea? Sunt gata echipamentele la timp? Iată, România se uită la un termen de octombrie 2022. Vor fi RVM-urile gata și pe poziție sau sunt magazinele gata implementate? Trebuie să obținem magazinele care vor organiza punctele de returnare, autorizații de construire și de mediu. Și aici avem un exemplu pozitiv din Scoția, unde actorii cu responsabilități în implementarea sistemului au beneficiat de suportul autorităților și Scoția a acceptat obținerea autorizațiilor de mediu și de construire pentru a fluidiza mai bine acest proces. Tot felul de întrebări pot apărea și provocări, așa cum spuneam. E important să ne uităm la experiența altor state și să înțelegem exact ce se întâmplă legat de toate provocările astea. Aș fi vrut să vă prezint și de îndată și un calendar de implementare care a fost folosit în... Nu știu dacă îl vedeți, dacă se vede foarte bine, care a fost folosit de către Letonia. Și calendarul de implementare prezentat aici este de la DIO, îmi cer scuze că nu pot pronunța în limba lor exact denumirea, este operatorul, administratorul de sistem din Letonia. Letonia a reușit performanța de a implementa un sistem de garanție în mai puțin de un an și jumătate, de la decizia legislativă și bineînțeles că nu vom avea timp acum în minutele alocate să intrăm în fiecare etapă a procesului lor, dar dacă am face o analogie între ce se întâmplă în România și ce s-a întâmplat în Letonia, teoretic astăzi ne-am afla în luna lor iulie. Nu știu dacă se vede pe ecrane și dacă puteți urmări. Noi astăzi am fi cam la 8 luni de la termenul stabilit de implementare octombrie 2022. Asta ar însemna pe calendarul lor luna iulie. Ce ar fi trebuit să se întâmple deja până la această etapă? Și anume, administratorul de sistem ar fi discutat deja cu comercianții și ar fi clarificat care sunt volumele ambalajelor, care e metoda de preluare, automată, manuală. Ar fi parcurs deja modelele de colaborare cu producătorii și s-ar fi proces la semnarea contractelor. De asemenea, s-ar fi organizat discuțiile cu furnizorii de tehnologie, de echipamente, RVM-uri. Bineînțeles că aici este o mică diferență față de Letonia. Letonia a optat pentru o achiziție a tehnologiei centralizată. Nu este cazul României până în momentul de față, pentru că anumiți comercianți deja au început să-și adapteze spațiile de vânzare cu tehnologie și să le organizeze pentru în vederea implementării sistemului de garanție. Ce ar mai fi făcut administratorul de sistem? Deja ar fi făcut designul proceselor tehnologice și logistice, ar fi organizat licitații în acest sens, ar fi identificat spațiile pentru centrele de numărare, s-ar fi selectat soluțiile tehnice pentru aceste centre de numărare și s-ar fi lansat comenzile pentru producerea tehnologiei. Ar fi început discuțiile cu procesatorii în vederea încheierii contractelor pentru procesatorii de materiale, că tot menționa domnul ministru mai devreme lipsa materiei prime pentru reciclatorii locali. Și una dintre cele mai spinoase, bineînțeles, alegerea furnizorului pentru designul soluției IT, un aspect destul de important, de altfel, s-ar fi selectat agențiile de media în vederea elaborării strategiei și campaniilor de comunicare. Unde suntem în acest moment rămâne de văzut. Vorbitorii din această conferință care vor urma după mine ne pot indica ce pași au fost parcurși, unde sunt impedimentele, care sunt provocările majore și, bineînțeles, dacă pot fi identificate soluții. Una dintre întrebările cele mai frecvente care apar pe buzele tuturor și care ne este adresată și nouă de atâtea ori este dacă putem livra echipamentele, tehnologia într-un termen atât de scurt
Și, bineînțeles că, strict din punctul nostru de vedere al companiei noastre, există o capacitate de asigurare întregii tehnologii pentru piața din România. Nu aici este problema, ci important este să știm când. Și, de asemenea, din gama largă, din paleta largă a serviciilor noastre, putem pune, de asemenea, la dispoziție și sistemul IT care ar ajuta la gestionarea fluxurilor de date, bani și material. Deci, din punctul nostru de vedere, soluții tehnologice există, dar în continuare e necesară o comunicare transparentă, frecventă, deschisă cu toți actorii și noi suntem la dispoziția tuturor atâta vreme cât ni se solicită ajutorul în acest sens. Cam acestea au fost elementele pe care am vrut să le prezint dumneavoastră în mare în timpul alocat. Rămân la dispoziția dumneavoastră, putem continua discuțiile într-un cadru restrâns și aștept cu interes întrebările dumneavoastră. Două întrebări în una, doamna Mihai, de pe două dispozitive electronice. Ce facem cu toate ambalajele și produsele pentru care nu se vor acorda garanțiile, adică folii în care vin ambalate alimentele, caserole, diverse flacoane cosmetice, respectiv având în vedere decizia tot mai multor state de a implementa un sistem de garanție în următorii ani? Există suficientă capacitate de producție pentru tehnologia necesară funcționării SGR? Vor face față producătorii de echipamente acestor cereri simultane? Oarecum ați răspuns la această întrebare, dar văd că apare obsesiv. Da, așa este. Pentru că este o preocupare reală. Aș începe cu prima. Din punctul nostru de vedere, sistemul de garanție returnare nu este o destinație finală și nu este unicul sistem. Bineînțeles că el trebuie integrat cu sistemele actuale de management al celorlalte tipuri de deșeuri și există state în lume care au făcut frumos această integrare. Un exemplu poate veni chiar din Norvegia. ROAF este o entitate care gestionează deșeurile și asigură partea asta de management a deșeului municipal. Dumnealor au soluții de ultimă generație în ceea ce privește colectarea și sortarea deșeului menajer cu rezultate extraordinar de bune. Adică acel deșeu obținut în urma sortării chiar poate fi valorificat și reintrodus în industrie și în economie. Bineînțeles că una dintre soluții este ca și România să-și updateze, să revină în acest secol și să ofere cât mai multe soluții fiabile pentru sortarea acestui deșeu. Deci, unul dintre răspunsuri poate fi la într-o mai bună gestionare a deșeului municipal și domnul Merica aici ne poate povesti în continuare de provocări și dacă într-adevăr este reală această abordare de updatarea tehnologiei care există în marile orașe, de fapt în toate localitățile din România. Iar legat de cea de-a doua întrebare, într-adevăr, harta dinamică pe care ați văzut-o un pic mai devreme este legată de peste 20 de state care discută implementarea sistemului și la un moment dat multe se vor suprapune și vor fi implementări simultane. Compania noastră, dimensiunile companiei noastre, bineînțeles, ne ajută în acest sens și atâta timp cât putem planifica cu suficient timp înainte, noi putem asigura aceste echipamente să fie livrate simultan în mai multe țări, dar organizarea, încă o dată subliniez, este extrem de importantă. Avem o echipă extraordinară pe zona de aprovizionare. Dacă știm cu 18 luni înainte ce state urmează să implementeze sistemul, atunci și pentru noi este ușor și putem organiza și pune la dispoziție toate soluțiile noastre integrate. Și ca să fim corecți, există mulți alți producători de reciclare, de mașini de reciclare pe piață și sunt cu toții implicați în acest efort mondial și european, nu doar românesc. Vă mulțumim foarte mult! Mergem spre domnul Radu Merica, pe care l-am invitat să ne vorbească despre colectorii din România și problemele lor, unde nu funcționează, unde ar trebui să ajute politicile publice. Câteva cuvinte despre Radu, nu că nu l-ar cunoaște deja lumea, are un doctorat în științele naturii la Universitatea Tehnică din München. Începând cu 1997, a lucrat în industria de automobile din Germania, mai întâi în cadrul concernului Daimler-Benz, iar apoi în grupul BMW. Din 2001 până în 2005, conduce